Constituțională hotărăște. 1. Se confirmă rezultatele alegerii președintelui Republicii Moldova din 13 noiembrie 2016. 2. Se validează alegerea domnului Igor Dodon în funcție de președinte al Republicii Moldova. 3. Prezenta hotărâre este definitivă, nu poate fi supusă niciunei căi de atac, intră în vigoare la data adoptării și se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. Președinte Alexandru Tănase. La prezenta hotărâre au fost formulate 6 adrese Parlamentului în vederea eliminării lacunilor din legislație. Argumentele reținute în argumentarea acestei soluții le veți găsi pe pagina Curții Constituționale cu dat cu publicarea hotărârii.